că dacă nu vorbim pe rând, lucruri. Nu ne înțelegem. Vă rog, domnule Ionașcu. În urmă cu câteva luni de zile, oricine mergea la un spital, la oricare spital, spunea așa, aveți simptome? Nu. Atunci de ce vreți să faceți un test? Duceți-vă acasă și stați liniștit acasă. Acum vorbim de faptul că Uniunea Europeană dorește să plătească testele PCR pentru cei care vor să folosească... Nu, vorbesc despre faptul că măsurile pe care le luați nu au coerență nici medicală, nici legală. Domnule Falcă, știți de când se va putea aproba, de când se va practica această...